duminică dimineața și ne-am hotărât să facem niște... Ce facem de mâncare, Vlad? Clătite! Pentru clătite avem nevoie de făină, iaurt, o banană și un pic de lapte, dacă e nevoie. Banana o pasăm bine, 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 până iasă așa ca o pastă. Și banana o vom folosi pe post de îndulcitor. Și de ce o pasăm? Ca să o băgăm în aluat și să se amestece peste tot, cu tot aluat. Așa. Așa, măi. Și într-un bol amestecăm un ou cu banana și cu iaurt. E o bunguriță. Cu asta vrei să amesteci, mami? Nu. Sau cu asta? Cu lingurița. Cu lingurița amesteci? Da. Mâncare puiașul. Amestecă bine, cred. Adică pășești. Ce câți ani ai? Doi jumate? Da. Tă din asta bună vrei, mami? Da. Dă farfurie să-ți servesc un pic de omletă. Poftim. Tot ce e verde e brocoli, mami. Tot brocoliul. Brocoli. Îți place brocoliul? Da. Brocoli. Ce trebuie, mami? Pâine. Pâine. Ai pus-o pe bombeală.
De cașcaval. Furculița. Cum? Furculița. Cu ce? Ca să nu mă murdăresc pe mâini. Îmi place să mănânc cu furculița, că îmi place să fiu și curată pe mâini. Gumini. Dar tu ești încă copil mai micuț, mami. De ce? Tu ai 2 ani jumate, mai ai timp să mănânci numai cu furculița. Pe măsură ce o să crești, o să mănânci tot mai mult cu furculița și tu. Nu mic. Nu mai mănânci? Te-ai săturat? Da. Dar clătită mai vrei? Da, săturat. O să-ți mai fac o poză. Mai zâmbește o dată, te rog, să-ți fac poză. Nu mic. Foarte frumos ai zâmbit. Nu mai ai baterie. Mai am baterie, mami. Și oricum am una de rezervă. Dar nu mai apăs. Să mai apăs o dată? Da. Zâmbește. Așteaptă. Ia și mâncă. Am pregătit grătarul pentru lemne, pentru foc. Am pus lemne pe peștele, să facem peștele. Tu a prins focul acolo? Da. Unde duci iarba asta? Duci iarba la găini? Să te ajut. Ups. S-a rupt. Acum te pregătești mâine. E jucăria. Ce jucărie? E curașul? Îl adu și pe el, mama. O gustare pentru prințul ăsta mic. Vin cu clătita mami. Da. Ceața. Da? Caju. 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 Unde arahide și acolo sus niște banane. Aici. Bună! Poftă bună! Mamă. Ce mănânci acolo, Vlad? Ce e aia? Nucă. Nucă de care? De arahide. De arahide? De arahide. Poftim? De arahide. Da, Vlad. Licensing. Ia spune mie. Cum e afară? E cald sau e frig? E cald. Și bate vântul? Nu. Nu bate vântul? E toamna. E toamnă? Da. Nu iarnă? Toamnă. Toamnă? Dacă să fie iarnă, ce trebuie să avem afară? Zăpadă. Zăpadă. Și noi avem zăpadă? Da. O să mergem să căutăm zăpadă. Unde? Păi nu știu, trebuie să ne întrebăm. La munte. La munte, pe munte. Zăpadă.
Vrei să iei zăpada cu lopata? Da. Am înțeles. Îmi pun aici. Aici, în bucătărie, să-mi aduc zăpadă? Da. Mă. Să murdărești. Să murdărești? Da. Acolo, afară. Afară ții zăpada? Afară. Afară ții? Music licensing. Deci zici că-i toamnă. Bate vântul, așa un pic. Noi... Noi în casă. Împingi afară, împingi, mă supărat. Te-ai supărat? Afară. Afară te-ai supărat? Da. Dar de ce te-ai supărat? Că nu vrei în casă. Că nu vrei în casă? Da. Dar cine ți-a zis să vii în casă? Tata. Tata ți-a zis să vii în casă? Da. Dar de ce? Că vreau afară. A, că tu vrei afară. Dar oare de ce ți-a zis tata să vii în casă? Artlist.io. Lasă camera, mami. E camera ta? După ce o să mai crești un pic, o să devină camera ta. Dar tu cum zici? Bună, bine ați venit la un nou vlog! Bine ați venit pe canalul meu! Bine ați venit! Pe canalul meu! Pe canalul meu, da, mami! Și ce povestești tu pe canalul tău? Clătite povestești. Povestești despre clătite? Da. Ah, deci povestești ce-ți place ție să faci de mâncare? Clătite. Tu știi să faci clătite? Știu. Ai, eu știu să fac clătite. Da. Dar-s bune clătitele? Da. Cu ce? Astea-s clătitele ce le-am făcut împreună. Ia un puțin. Vai! Ce-ai pus? Faci pește cu esență de brad? Nu, doar ce mi-a făcut cu bradul. Asta e bradul de Crăciun? Grație, brad. Deci ce facem pe grătar? Pește, piept de pui și niște cârnați de casă. Mă duc să le aduc. E duminică, este ora 5. E duminică, este ora 5. Și este modul perfect de a încheia săptămâna. Aici avem pești și aici am pus pui, l-am marinat puțin și aici avem niște cârnați de la cârnați din garniță. Cred că așa-i zice. Și astea o să le prăjească Ionuț pe grătar. Am pregătit grătarul. Jarul este gata. O să începem să punem carne. Cam așa arată carnea.
Avem aici niște piept de pui condimentat de Raluca, niște cârnați care i-am încălzit, au fost în soare. Și avem aici sunt două dorade băgate în folie ca să nu se prindă de grătar. Acum să vedem ce ne iasă. Cam așa se prezintă carnea după prima întoarcere. Să sperăm că se și vede. Doradele cred că le las cam 10 minute pe o parte. Sper să nu fie prea mult. Dar nu aș vrea să fie nici crude. Am vrut să vă zic că dacă Ralu este specialist în casă, la gătit, afară de obicei eu fac grătarul. Grătar, ceaun, disc, carne pe disc, cartofi la disc. Dacă aveți ceva rețete inedite, lăsați-ne în coment și le vom încerca și le vom împărtăși cu voi. Iar acum îmi pare rău că nu puteți mirosi cum se simte grătarul. Vreau să vă spun că miroase foarte, foarte bine. Să vedem cum o să ne iasă la sfârșit. Carnea de pui și cârnații sunt gata. Haideți să vedem cum arată. I-am luat deja, i-am băgat în vasul de ienă. Cam așa arată. Iar peștele îl mai las un pic. L-am întors pe partea cealaltă. Căței salivează pe aici, pe sub grătar. Nu știu cum se poate vedea. Iar afară, dacă sting lanterna, o să vedeți că este beznă totală. Nici dacă prin lumina, lanterna nu ajută cu nimic. Este beznă totală. Da. Anul să începem să facem marinare așa peste noapte, știi? Acesta a fost vlogul nostru de astăzi. Mulțumim că v-ați uitat. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați un like și să vă abonați. Ne vedem data viitoare. Ne vedem data viitoare. Ciao. Seara faină. Ciao, ciao. Și mâncare e excelent. Mulțumim bucătarului. Foarte bun. Îmi place foarte mult să mănânc ce gătești pe mult. Mai place. Abia a început sezonul de grătare. Da. Ciao. Ciao, ciao. I was in the dark against it all, but made it through the darkness. Yeah.